Pregătirile pentru susținerea examenelor finale vor începe peste 2 săptămâni, iar conducerea școlii gimnaziale Avram Stanca din Petroșani a întocmit programul, după care grupele de elevi vor efectua activitățile didactice. Am definitivat orarul după care se vor desfășura aceste pregătiri, astfel încât elevii să nu se întâlnească. Și sigur că da, lucrăm la o procedură în care să se circule pe un culoar, exact așa după cum sunt cerințele care au fost transmise de la minister. Conducerea unității de învățământ a achiziționat deja termoscanere cu care elevii vor fi verificați la intrare, iar măsurile de protecție vor fi respectate. Am achiziționat acele aparate de măsurat temperatura și sigur că da, vom fi ajutați și de un cadru medical și eu cred că lucrurile se vor desfășura în siguranță. Sigur că toate mijloacele de protecție, măști, mănuși, igienizare permanentă, aerisire, toate lucrurile astea și, bineînțeles, distanțarea, care cred eu că este foarte, foarte importantă, toate vor fi respectate, astfel încât să nu punem în pericol copiii, în primul rând, și nici pe noi. Accesul în clădire este organizat astfel încât elevii să intre pe o parte a instituției și să părăsească clădirea printr-o altă ieșire. De asemenea, și în ce privește mobilitatea în interiorul școlii, există reglementări. Coridoarele vor fi împărțite pentru a evita contactul între grupe, iar elevii vor fi ghidați spre săli de către un cadru didactic.